Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem. Împreună, la emisiunea Alternative. În fiecare săptămână, la televiziunea ta. Alternative. Idei bune pentru o viață prosperă. Bun găsit în Alternative! De una se caută miliardul de dolari dispărut din cel mai sărac stat din Europa. În luna februarie, ofițerii CNA au descins la primăria Chișinău, unde există suspiciuni de corupție. Când și cum vom scoate corupția din Moldova, veți afla de la Ion Triboi, consilier raional, de la Ion Teleman, exprimar de Iurgeni, consilier local. De asemenea, la discuția noastră va participa și invitata noastră din studio de la Chișinău, Cristina Țernă, director adjunct al Centrului Național Anticorupție. Autoritățile locale din Nisporeni spun că lupta anticorupție este o prioritate. Cum previn aceștia corupția, veți afla din următorul subiect. De la ultimele alegeri locale și până astăzi, în raionul Nisporeni nu s-a înregistrat niciun caz de corupere a funcționarilor publici din Consiliul Raional. Actuala administrație explică acest succes prin creșterea nivelului de informare a cetățenilor, dar și a integrității în rândurile angajaților. Măsurile care sunt, se discută în subdiviziuni, în colective, despre respectarea normelor și legislației cu privire la eliminarea actelor de corupție. Se vizează în fiecare ședință pentru a depista și a informa de urgență orice caz de corupere sau de intenții de a corupe un funcționar public. Și Inspectoratul de Poliție Nisporeni desfășoară mai multe campanii de informare și responsabilizare atât a angajaților cât și a cetățenilor. În birourile și mașinile inspectorilor sunt amplasate camere de supraveghere video și postere în care aceștia sunt atenționați despre răspunderea penală pentru dare de mită. Aceste acțiuni au adus deja și primele rezultate. Pot spun că cu un an în urmă, prin intervenția Serviciului Abilitatii Ministerului Intern, cât și contribuirea noastră, a fost documentat un caz de corupție pasivă unde a fost implicați angajați în inspectoratul. Cauza se află deja în instanță. Totodată avem documentate și două cauze penale privind coruperea activă, unde de către cetățeni a fost oferită mijloace unești și angajații noștri s-au autosizizat, au sesizat organele de abilitate și de asemenea cauzele au fost remise în instanță pentru dare de mită. Primarul orașului Nisporeni, Grigore Robu, este de părere că toți angajații primăriei trebuie determinați să fie mai responsabili și să știe care sunt consecințele comiterii unor fapte contrare regulamentului de conduită al funcționarului public. Primarul spune că și cetățenii ar trebui să fie mai informați cu privire la drepturile și obligațiile lor în relațiile cu autoritățile locale. Cu siguranță aceasta este una din problemele importante care trebuie schimbate și cred că mai mult corupția trebuie să vină din conceptul nostru de gândire. Trebuie să ne învățăm să ne facem lucru corect și să nu percepem sume suplimentare pentru anumite servicii care suntem obligați prin fișa de post să le facem. Chiar dacă autoritățile locale spun că iau măsuri pentru a preveni și combate corupția, locuitorii orașului Nisporeni pun la îndoială efectele acestor acțiuni. Ei spun că instituțiile de stat mai iau mult până vor deveni integre. Dacă nu o să fie respectate legile și nu o să fie justiția la locul ei, corupția a să fie până și ne-am terminat și noi. Cred că la moment mari schimbări n-a să fie pe planul ăsta, doar de dacă ei vor avea o conștiință care să le spună că trebuie să facă schimbări. Cel mai bine ar fi că să și nu la conducerea moldoveni, dar străini. Până la urmă, tot oamenii provoacă corupția, adică tot oamenii pot să
prin diferite mijloace să-și atingă scopul. Între timp, autoritățile raionale insistă pe continuarea campaniei de sensibilizare a opiniei publice fără de corupție. Dincolo de postere și comunicare, deocamdată nu este clar cât de pregătiți sunt cetățenii să susțină acest mesaj și cât de motivate sunt autoritățile să combată acțiunile de corupere și prin acțiuni concrete. Iată, ați văzut, autoritățile locale încearcă să prevină corupția. Cât de bine le reușește acest lucru? Pe acest domeniu eu m-aș plasa mai mult pe pozițiile cetățenilor care sunt un pic, au mari suspecții referitor la ceea că cu combaterea corupției la noi în raion este totul bine. Deci, de fapt, corupția ea se începe de la, cum și este determinat, se începe de la factorii de decizie, cei care au decizii. Din aceste considerente, la noi, la Nisporeni, noi avem foarte mari probleme în lupta cu acest flagel. Ce probleme, de exemplu? Deci, de exemplu, mă gândesc la gestionarea banului public, deseori se utilizează interese personale. Chiar de la începutul constituirii Consiliului Raional precedent s-a proces fără niciun fel de argumente că s-a ales un al treilea vicepreședinte care de fapt nu face nimic. Astfel, prin această decizie s-a luat o decizie arbitrară de către membrii Consiliului Raional Nisporeni, care au prejudiciat cetățenii raionului cu peste jumătate de milion de lei. Și mă gândesc, eu sunt foarte retras referitor la afirmațiile domnului președinte, care spune că deci, se face informarea în masă a cetățenilor privitor la toate aceste date, fiindcă nenumăratele mele interpelări pentru a obține careva informații privitor la unele acte de corupere, cum ar fi, spre exemplu, în luna septembrie a fost adoptată o decizie a Consiliului Raional, prin care, din fondul de rezervă care este, urmează a fi utilizat doar în scopuri de prevenire și de înlăturarea consecințelor calamităților naturale, deci a fost peste 167.000 de lei au fost date unor persoane care nu merită să le fi date. Și dumneavoastră, în urma acestei decizii, ați făcut o sesizare? Eu am făcut o sesizare. Am insistat și la Comisia pentru Buget și Finanță și la Comisia Juridică. Și rezultatul care este? Și rezultatul a fost că până la urmă, oricum, noi, nouă consilieri, am votat împotrivă, dar restul consilieri au votat pentru. Din aceste considerente, eu mă gândesc chiar și la nivel de legislație și legislația ar trebui să fie modificată, fiindcă, deci, consilierul, acel consilier care votează o anumită decizie și dacă el o votează într-un interes de grup, el deja cade sub incidența legii cu privire la corupere. Fiindcă nu poate un om normal să voteze un proiect de decizie în care sunt favorizate niște persoane ale unui șef de direcție. Deci, domnule Teleman, da. Dumneavoastră, ce părere aveți? Despre acest caz sau despre corupție? În general, cât de mult autoritățile locale de bine le reușește să combată corupția? Eu aș aduce un exemplu din primăria Iuceni, foarte ieșit din comun, aș spune, pentru că este vorba de hotărârea personală a primarului din Iuceni, Ion Bocan, care pe lângă numărul de pomi autorizați din Parcul de Cultură Românească Fântâna Mare, de lângă primărie, de lângă Căminul Cultural Grădiniță și Gimnaziu, a mai tăiat încă 57 de arbori și 15 arbuști. Deci tăierea ilicită care a dus la un prejudiciu
fără să înregistreze 17,70 metri cub de masă lemnoasă, ulterior vândute tot fără consimțământul Consiliului Local. Și deci acest act de distrugere a naturii, cred că tot poate fi clasificat ca un act de corupție. Pentru că și autoritățile locale totuși încearcă să prevină corupția la dumneavoastră, la Iurceni? Păi la Iurceni, din 11 consilieri, 10 au votat tăierea legală. Dar nimeni din noi n-a votat tăierea ilegală a 57 de arbori și 15 arbuști, care a dus la masele noastre în plus, care au fost realizate ilegal. Adică, iată că avem un caz de corupție sub altă formă. Poate nu e vorba de obținerea unor bani direct, dar prin tăierea ilegală a apărut o masă de lemnoasă în plus, se realizează și apar banii. Tot este corupție în viziunea mea. Dar v-aș ruga acum să-mi spuneți cum comentați faptul că zeci de bugetari au devenit milionari în lei, au depozite bancare și multe imobile. Domnule Triboi, dumneavoastră, ce părere aveți? Deci, părerea mea este că în țara noastră, prin muncă cinstită, este foarte greu să obții mari succese în afaceri. Deci, desigur că la noi s-a stricat bunile moravuri. Deci, deja, pentru a fi o persoană însemnată în statul nostru, trebuie să fii o persoană coruptă. Trebuie să fii ori aproape de o persoană coruptă, ca să te știe toți și, desigur, nimeni ulterior nu că în alte state, spre exemplu în Franța, acolo dacă cineva a fost prins cu ceva, deci el și-a pierdut bunul numir pe foarte mulți ani. La noi asta nu se întâmplă. La noi ne trezim că în Parlament avem persoane care sunt, au antecedente penale cu dosare penale în România, ne trezim că un ministru la noi, soția lui, tot este condamnată în România pentru fraude în domeniul financiar și deci asta nu este privit de către cetățeni. Cetățenii deja s-au deprins cu acest flagel. Domnule Teleman, aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră, cum comentați faptul că zeci de bugetari de la noi din țară au devenit milionari în lei? Părerea mea este că o parte din trinșii s-au folosit de banii prin credite neperformante. Deci s-au falsificat date despre gajul depus și în așa fel s-au ținut împrumuturi de 10 sute de milioane lei. Pe urmă, sunt și alte scheme, cumpărarea posturilor, aranjarea la anumite posturi cu salarii foarte mari a rudelor, a apropiaților, care primesc niște salarii de 10, 50, 70 și 80 de mii de lei, tot felul de premii. Deci modalități de a obține niște bani de la stat sunt multiple. Întrebarea este că se merge la această corupție, precum spuneam, și credite și alte forme, conștient. Deci anume că privesc statul ca un izvor de, ca o posibilitate de a obține cât mai mulți bani, fără să se gândească că mai sunt milioane, sute de mii, poate chiar și milioane de oameni, pe lângă pensionare, cei mai mult de jumătate de milion, care o duc foarte și foarte greu. Da. Domnule Triboi, care vi se pare cel mai scandalos caz de corupție de la noi din Moldova și de ce? Cel mai scandalos caz de corupție la noi în Moldova este dispariția acestui miliard din sistemul bancar și după cum vedem noi, deci această dispariție. Toți știu, inclusiv și Viorel Chetraru a spus că el are nu știu câteva deci, date chiar concrete, cine a furat și cum a furat, dar nu se vrea să fie dat publicității cine sunt acești care au furat oamenii, statul, oamenii au furat acest miliard. De fapt, eu aici aș fi vrut să-l completez pe domnul Teleman la ceea ce a spus dumnealui.
ca să știți, dragi cetățeni. Deci, la executarea bugetului pentru anul precedent, eu m-am trezit că în fondul asistenței sociale era peste 908.000 de lei, erau neexecutați. Și dădeam mereu întrebare pe mine, mă interesează mai mult aspectul social a oamenilor, fiindcă știu foarte bine cât de greu o duc oamenii noștri. Deci, la întrebarea mea, de ce nu s-au cheltuit banii ăștia, fiindcă aceștia sunt extrem de necesar oamenilor pentru... Deci am spunea că deci oricum noi a să facem pe luna decembrie, să facem în ianuarie, să plătim chipurile. Dar aici sunt de acord cu domnul Teliman, fiindcă când m-am trezit eu în ianuarie, dragă doamne, se adoptă o decizie, se elaborează un regulament, se adoptă o decizie prin care peste 250.000 de lei se dau sub formă de premii tuturor demnitarilor publici. Și când mă gândesc eu că respectivul președinte Ion Artenie, din luna iulie până acum, n-a făcut nimic. Eu pun mâna pe Biblie, că, de exemplu, în afară de darea banilor la stânga și la dreapta, nu iese, nu ne-am trezit noi nici cu un fel de proiect. Și, de obicei, știi, omul ăsta, mi se pare mie că el a nimerit întâmplător la această funcție și nu știe ce să facă cu ea. O alt caz care este... Da, foarte pe scurt. Foarte pe scurt. Deci, ca să știți, dragi cetățeni, când Nisporeni, în anul 2015, s-a dat un tuș mare, că se delapidează poporul, cu peste 3,5 milioane de euro. Banii din realizarea la Nistru-Guraș nimeresc în mâinile unor persoane afiliate sau apropiate fostului președinte de raion. Deci pentru construcția unor case care sunt, este un proiect care nu este necesar acum locuitorilor, cetățenilor raionului Nisporeni și deci astfel banii ăștia vor nimeri în mâinile, că nu mai gândiți-vă dumneavoastră. Deci luăm în credit de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare peste 2,6 milioane, Consiliul Raional acum a alocat în luna decembrie 12 milioane de lei, banii care nu sunt ai noștri, sunt ai cetățenilor și urmează fie dați pentru interesul cetățenilor. Da. Da, vă mulțumesc, domnule Teliman, vă rog să-mi spuneți cât de mare este în opinia dumneavoastră gradul de corupție în instituțiile de stat și la ce nivel se manifestă acesta? Gradul de corupție este pornit de sus, de la primul ministru, miniștri, parlamentari, etc., pentru că sunt construite niște scheme foarte complicate, ei între dânsii comunică, oamenii ăștia de conducere corupți comunică foarte puternic, au niște relații legate între dânsii, sunt legați cu procuratura, sunt legați cu judecătorie, deci există un cerc vicios, unde probabil că ca să-l spargi acest cerc va trebui să se pornească de sus. Iată, faptul că a demisionat procurorul general este bine, întrebarea cine va fi în locul lui. Va încerca el să elibereze din funcție pe toți acei procurori coruptibili pentru că ei sunt știuți. Informația o dețin 100%. Dacă el va încerca nou procuror, una, doi, va zic că lucrurile astea trebuie combătute și la nivel de legi noi despre justiție, despre procuratură s-a adoptat, dar trebuie să aplicat și aplicat într-adevăr legea despre procuratură corectă, despre justiție și nu numai, va zic că în administrația publică locală, iar de nou trebuie, se va produce schimbarea, dar trebuie niște legi care să prevină. Deci structurile astea mafiotice de sus până jos trebuie schimbate. Iată, dacă vor fi bine, schimbări. Vă mulțumesc. În studiu de la Chișinău se află Cristina Țârnă și aș vrea să vă întreb care din fostele țări socialiste s-a descurcat cel mai bine în combaterea corupției și ce putem lua noi de la ei? Probabil că din vlagărul socialist
cel mai bine s-au descurcat totuși georgienii. Dacă vorbim nu de arealul sovietic, dar nume socialist, care era un pic mai larg, atunci putem să vorbim și despre țările baltice și exemplu mai recent a României. Ce putem învăța de la aceste țări? Sunt modele absolut diferite. Dacă în Georgia miracolul anticorupție a constat în lupta cu tot ce înseamnă corupție sistemică, adică corupția mică și nu corupția mare, ci ei anume au înlăturat corupția din poliția rutieră, fisc, vamă, oficiile cadastrale, secțiile de pașapoarte, tot ce înseamnă număr mare de angajați ai statului cu un contact foarte mare cu populația. Deci ei au înlăturat aceste vulnerabilități printr-o analiză economică, dacă vreți. Ei s-au gândit cât pierde statul și cât se investește direct în buzunarele acestor funcționari prost plătiți. Au eficientizat acest număr de funcționari, a fost redus, au fost digitalizate datele și create reguli după care pur și simplu nu ai unde să dai, nu ai cui să dai banii. Și în felul ăsta au crescut foarte mult calitatea serviciilor publice acordate populației. Iar asta, per total, a crescut și rata încrederii cetățenilor în societate. Modelul pribaltic și, putem să spunem, și modelul României este axat pe lupta cu corupția la nivel înalt. Deci dacă în Georgia nu există o agenție specializată de luptă împotriva corupției, deci au fost promovate politici publice anticorupție, în România și în țările baltice există agenții specializate anticorupție, mandatul cărora se concentrează în special pe corupția la nivel înalt și care au înregistrat progrese în acest sens. În Lituania, spre exemplu, există o comisie de etică care are un mandat similar cu cel al Comisiei de Integritate. Există serviciu special de investigații pe lângă Parlament și președinție. Există în Letonia, există CNAB-ul, Biroul Național Anticorupție, la fel care este concentrat pe corupția mare, dar deci reunește și mandatul care ar fi la noi a Comisiei de Integritate, deci are mandat deplin în domeniul de prevenire a corupției. Ce putem învăța de la ei? Eu zic, dacă e să generalizăm proverbul românesc, peștele de la cap se strică, la noi mulți îl continuă ironic, dar se curăță de la coadă. Eu zic că uitându-ne la atât la georgieni cât și la români sau pribaltici, putem să spunem că nu prea contează din ce parte curăți peștele corupției, de la coadă sau de la cap. Important este să existe o voință politică reală de a face acest lucru. Ori, atunci când ai niște organizații, instituții, abilitate cu anumite împuterniciri, sigur că oamenii trebuie lăsați să-și facă meseria. Iar în momentul în care îi hărțuiești din punctul de vedere a instrumentelor, a independenței, a tot fel de reorganizări foarte frecvente care nu îi lasă pe oameni să-și facă munca, normal că lucrurile nu avansează foarte mult. Deci eu cred că asta este ceea ce trebuie să învățăm din toate aceste exemple pe care le-am adus. Promovarea politicilor publice pentru a reduce fenomenul corupției, pentru a-l preveni și, doi, un mandat foarte clar și ferm și voință politică de a permite instituțiilor anticorupție existente în Republica Moldova să-și ducă misiunea până la capăt. Vă mulțumesc, doamnă Țărnă. Cum văd oamenii combaterea corupției în instituțiile de stat, au încercat să afle colegii mei de la Albasat. Acum, fără mită, nu faci nimic. Peste tot. Mai ales în medicină. Peste tot. Chiar dacă dă polița asta de asigurare, nu ajută nimic. Fără bani, nu faci nimic. Mai bine să fie medicina pe plată. Nu am prea ajuns cu probleme așa ca să dau mită, dar se întâmplă desuri cazuri. Așa e sistemul. Nu scapar, eu vă rog, ei trebuie de luat și de alungat ușa, de alungat. Nu s-o șeru, dar dai din nevoie, că te poartă așa pe drumuri, până nu dai, nu-ți faci.
la și te adresezi. Nu-s de nădejde deloc. Bandiți, hoți. O amăjesc lumea, duc lumea în eroare. Dacă se spune că toți sunt corupți, asta nu e corect. Poate sunt, majoritatea poate sunt corupți. Nu știu de ce. Poate viața le aduce la această formă de lucru sau de viață, cum se mai spun, dar nu știu, nu înțeleg. Am revenit în studiu. De ce există această percepere că lucrurile merg atât de prost? Deci percepere este că, desigur, lucrurile merg foarte prost. Deci dumneavoastră ați dat anterior întrebare cât de corupt este statul nostru. Deci afirmația domnului Youngland, care a spus că noi suntem un stat capturat, ceea ce este un adevăr, chiar și străinii au înțeles acest lucru, ne mai vorbim de cetățenii noștri. Cum noi să înțelegem faptul când un procuror general participă la o vânătoare cu un șef a curții de apel, se comite acolo o crimă, se omoară un om și pe urmă tot asta se tace? De ce acolo se poate face acest flagel? Înseamnă că deci acolo oamenii cei nici nu înțeleg destinația lor, pentru ce ei sunt numiți acolo sau aleși acolo sunt, pentru a servi interesul poporului. Și din aceste considerente, oamenii au perfectă dreptate, pentru că ei înțeleg că viața lor ei este foarte rea și cu acel, și cu acest domeniu, cum este domeniul sănătății. Aici aș fi spus următoarele, că cu regret, noi cetățenii care suntem contribuabili, plătim la bugetul de stat, de fapt, înapoi nu primim acele foloase care noi ni dorim. Noi ni dorim o medicină perfectă, noi ni dorim un învățământ care să fie la nivel... Domnule Teleman, de ce există această percepere că lucrurile merg prost? Prost merg pentru că încă nu s-a ajuns la un nivel de protest a cetățenilor atât de înalt încât ei să fie puși, am în vedere actuala guvernare, să fie impus în situația De a aplica acele legi care spuneam în justiție, în procuratură, să le aplice. Pentru că actuala guvernare se află în șah din partea Uniunii Europene, Statelor Unite și din partea cetățenilor. Iată, ei aflându-se în acest șah, mereu. Deci toate trei componente trebuie să mereu să fie impuși. Dacă actuala guvernare va fi impusă să facă reformele respective, ei vor face. Deși le vor veni greu să lupte ei împotriva lor. Să fie puși în așa situație încât ori fac schimbarea, ori pleacă. Ce ar trebui să facă Republica Moldova pentru ca lupta împotriva corupției să aibă rezultate concrete? Deci, părerea mea este că în primul rând, trebuie să fie legislația, să fie ajustată la standardele europene. Eu am citit legea cu privire la combaterea corupției, atât cea din Republica Moldova, cât și cea din România. Este o diferență mare între abordările care sunt între aceste două legi, când la noi mi se pare că deci această luptă pentru prevenire, în cel mai bine zis, prevenirea. Deci noi, la capitolul prevenirea corupției, noi stăm prost. La noi nu este legislația destul de cert în acest domeniu. Într-a doilea rând, mă gândesc, eu sunt ferm convins că actuala clasă politică care se află acum, ea nu este în stare, ea să se refacă și să înceapă un nou, pe o nouă platformă, să înceapă să se miște. Fiindcă Cum să înțeleg eu când în finul de cununie a unui ministru de la PL, el nimerește la dânsul viceministru. Când mă trezesc la alt ministru de transport, tot de la cel PL, el are toate neamurile, sunt angajat la dânsul. El, pe dânsii nu-i mai pot schimba. Pe dânsii trebuie numai din natură. Domnule Teleman, dumneavoastră, ce părere aveți? Ce ar trebui să facă Republica Moldova pentru ca lupta împotriva corupției să aibă rezultate concrete? În primul rând, cetățenii trebuie să lupte să alegem un președinte incoruptibil. Pentru că nu are prea multe prerogative președintele.
Dar dacă într-adevăr va fi incoruptibil, el poate să adreseze mereu alegătorilor. Și atunci, împreună cu dânsii, se poate de măturat clasa asta coruptibilă. Se poate și din Parlament, și din Guvern, prin următoarele legile anticipate, am în vedere, nu chiar atât de aproape, pentru că noi nu suntem pregătiți să avem un succes la legile anticipate, dar poate peste un an, peste doi. Deci, primul examen, în părerea mea, este alegerea unui președinte incoruptibil și asta se ducă la pregătirea către următoarele alegeri, poate chiar nu exclud și anticipate, și atunci noi vom putea să obținem succes. Da, vă mulțumesc. În studiul de la Chișinău avem pe Cristina Țărnă și aș vrea să vă întreb de ce suntem printre cele mai corupte state și de ce nu se înregistrează o evoluție pe măsura promisiunilor făcute de autorități? Părerea mea personală, care nu cred că pot să o dau ca pe o părere a instituției, dar dacă vorbesc în calitate de specialist, cum ați invitat în domeniul respectiv, eu cred că e totuși lipsa unei voințe reale. Eu nu vreau să mă refer la o guvernare concretă. Eu cred că o voință reală de a schimba lucrurile nu prea a existat în Republica Moldova cam niciodată, anume la subiectul corupției. Și este una dintre provocările cele mai mari și dificile pentru multe state. Și vreau să vă spun că în multe state au loc tot felul de acțiuni și mișcări protestatare, tocmai pentru că oamenii sunt nemulțumiți de felul în care guvernanții înțeleg că trebuie să facă o diferență când vine vorba de corupție. De ce? Pentru că e păcatul tot al lor a guvernanților, corupția. Și vă dați seama că e foarte greu să-ți dai singur ție peste mână. Ori măsurile care trebuie să fie implementate și libertatea care trebuie acordată instituțiilor specializate ale statului, fiindcă sunt sigur că oamenii știu despre, nu odată s-a discutat despre problemele care se confruntă atât CNA, atât procuratura, atât CNI-ul, ne aflăm, drept dovadă este că ne aflăm din nou într-un plin proces de reformare a tuturor acestor instituții. Instanțele de judecată, care la fel e un proces care durează foarte mult de reformare. Deci e clar că lucrurile nu stau bine și lucrurile trebuie schimbate. Însă simpla schimbare nu înseamnă că se vor produce minuni a doua zi. E foarte important câtă sinceritate există și câtă voință reală există în rândul celor care promovează aceste măsuri. Ori în Republica Moldova deseori avem situații în care, deci am avut un, eu aș spune că au existat 2 ani mai proeminenți cu inițiative anticorupție. În anul 2008 a fost o explozie a legislației anticorupție și anul 2013 au fost mai multe celebru pachet anticorupție care a introdus mai multe lucruri îndrăznețe pentru Republica Moldova și a incriminat îmbogățirea ilicită, a precizat posibilitatea confiscării extinse pentru acțiuni de corupție, a introdus testarea integrității profesionale, a sporit sancțiunile pentru cazuri de corupție, a introdus testarea obligatorie la poligraf a judecătorilor și procurorilor. Și deși a existat o speranță foarte mare în acel moment, când în decembrie 2013 s-au votat toate aceste măsuri, practic, la foarte scurt timp după asta au început să fie retractate prin diferite modalități. Fie sunt declarate neconstituționale mecanismul de implementare testării integrității profesionale, se dă o interpretare la fel, foarte discutabilă, la felul în care poate fi aplicată prevederile codului penal cu ce țin de îmbogățire ilicită și confiscare extinsă, astfel încât practic le face ineficiente. Deci noi asistăm la un proces în care chiar dacă există niște măsuri îmbucurătoare pe moment la nivel legislativ, din păcate, până la o implementare eficientă, deseori au loc retractări pe diferite căi. Fie Parlamentul anulează, fie Curtea Constituțională anulează și asta este soarta la multe inițiative anticorupție. Din păcate, sunt fie neconstituționale, aș spune în ghilimele, sau Parlamentul găsește motive să anuleze. Eu nu zic că e vorba de toate, însă deseori lucrurile care
de care se leagă cele mai multe speranțe pentru instituțiile responsabile de sectorul respectiv. Din păcate, deseori ne descurajăm urmare a acțiunilor pe care le întreprind, așa spunem, clasa guvernanților sau alte instituții din Republica Moldova. De asta eu aș spune că aici e problema principală și dacă e să încheie răspuns la această întrebare, e nevoie de multă integritate în rândul celor care fac legi și le aplică. Fiindcă atunci când ești integru, nu ți este frică să adopți o măsură care ar penaliza drastic sau ar face dificil un act de corupție. Iar atunci când nu ai siguranță foarte mare, e normal că ai reținere atunci când trebuie să promovezi măsuri de acest gen. La Ungheni, tinerii se luptă cu corupția prin intermediul unei piese de teatru. Mai multe detalii veți afla din reportajul realizat de colegii mei de la TV Euronova. Îndrumați de un actor profesionist, 13 voluntari din cadrul Centrului Regional de Resurse pentru Tineri din orașul Ungheni au jucat într-o piesă teatrală care are drept tematică lupta cu corupția la noi în țară. Piesa teatrală intitulată Acționează împotriva corupției face parte dintr-un proiect local lansat acum un an și care se numește Tinerii Acționează împotriva corupției. Punctul culminant era realizarea unei piese de teatru pe tematica anticorupției și efectuarea unei caravane de teatru educațional. Prin teatru educațional se transmite tinerilor și adulților un mesaj anticorupție destul de puternic. Noi vrem să transmitem acest model de teatru educațional, pentru că teatru intervine atunci când sunt probleme sociale, să-l transmitem în vecinătate, în diverse raioane care sunt mai aproape de raionul Ungheni, pentru a fi o bună practică și la nivel național. Tinerii spun că prin intermediul piesei date vor să răspândească în rândul populației mesaje de combatere a acestui flagel precum este corupția. Totodată ei recunosc că este și distractiv să joace așa roluri ca Ivan Primarovic, Justiția Ivanovna, Polițist Ilici, Inspectorița Fiscalovna, etc. Noi nu am venit cu mâinile goale și v-am pregătit niște cadouri. Ivan Primarovic, Polițist Ilici. Rolul meu a fost de a fi Ivan Primarovic, adică eu trebuia să-i coordonez pe restul, pe educație, justiție și așa mai departe. Și mi-a plăcut rolul, a fost un pic dificil, fiindcă trebuia să exprim sau să modelez o persoană foarte emotivă. De aceea trebuia să dau un impuls foarte mare de emoții negative, să zicem așa. M-am implicat în această piesă de teatru deoarece observ acest viciu social în societate, fiindcă mă afectează pe mine și prieteni chiar din jurul meu și consider că implicându-mă voi contribui cât de cât la stoparea acestui viciu. Rolul meu a fost Justiția Ivanovna. Mi-a plăcut, am intrat în rol și mă caracterizează. În cadrul proiectului Tinerii Acționează împotriva corupției a fost organizat și un concurs local de desene cu aceeași tematică. Iată, ați văzut ce idee au avut tinerii din Ungheni, cât de eficiente sunt asemenea activități în combaterea corupției. După părerea mea, toate speranțele care mi le pun eu este pe tânăra generație, fiindcă ea, deci eu nu știu de ce am o percepere că corupția a fost cultivată chiar și de sistemul sovietic. Deci acolo era președinte, dacă ești membru a Partidului Comunist, ți-ți permite să furi. Dar dacă nu ești, poți să furi cu mașină. Dacă nu ești, te-a prins cu o geantă sau cu o traistă de ciocălăie și tu faci pușcărie. Deci încă de pe vremurile cele. Deci este inutil acum să-l refaci. Și oamenii s-au deprins că lui acela se poate, mie nu. Pe când tineretul de acum, el este, are o altă abordare. Deci el se simte liber și el se simte că dacă nu aici, el se poate realiza în altă parte.
Din aceste considerente, eu, sincer să zic, îmi pare foarte rău. Eu am văzut masa aceea de oameni, de tineret frumos, studios, pe data de 5 aprilie sau 6 aprilie 2009, prin care eu am văzut că anume ei sunt acei care fac schimbarea. Cu regret, de acest protest sau de aceste acțiuni a tineretului s-au folosit din nou persoanele corupte și astfel, deci, nu, tineretul care, printre altele, chiar și-a sacrificat și viața, ei n-au obținut nimic. Noi ne-am trezit într-o situație mai rea decât până în 2009. Da, domnule Teleman, dumneavoastră, ce părere aveți? Este lăudabilă încercarea tinerilor de la Ungheni de a sugera actualor guvernanți să lupte împotriva corupției, dar cu părere de rău, ei nu dețin puterea. Tinerii nu au acces la putere. Ce ar trebui să facă tinerii? Ar trebui să se implice foarte puternic în proteste și să obținem schimbarea prin proteste. Să impunem actuala guvernare coruptă să promoveze legi cu adevărate care să nu permită coruperea. Care sunt restanțele guvernării în ceea ce privește combaterea corupției? Restanțele guvernării, ele sunt, cum m-am expus mai sus, începând de la ajustarea legislației Republicii Moldova la standardele europene, să fie o legislație care, desigur, ar combate corupția, ar preîntâmpina corupția, să nu-l facă pe om ca omul, desigur, îmblând prin coridoarele puterii, să fie nevoit să strecoare niște bani la aceea pentru a-și obține un drept. Am vrut să vă spun că desigur cetățeanul este supus ca să plătească bani, să plătească mite în niște drepturi a lui legale. Deci din aceste considerente, mie mi se pare că trebuie legislația să fie ajustată. În al doilea rând, mie mi se pare că trebuie deschimbat totalmente componența Centrului Național Anticorupție. S-a dovedit că din 2009 încoace noi nu am avut nici un efect de la acest centru. Din potrivă, ni s-a prezentat câteva cazuri că au găsit 200-300 de euro la niște polițiști și ni se dădea că acesta este lupta cu corupția. Când, de fapt, cel mai mare flagel sau cele mai mari crime care sunt făcute, cum am spus, în sistemul bancar, în sistemul judiciar, în sistemul... Deci ne-am trezit că țara noastră este pomenită în câteva, la nivel internațional că este țara de spălare de bani. Și noi, nimeni dintre aceștia nu au putut nici să prevină acest și nici n-au putut chiar la momentul când a apărut acest flagel, deci să-l întrerupă și să persoanele care sunt să fie pedepsite. Mă gândesc eu că ar trebui, sunt de acord că a fost o tentativă cândva că cineva să fie invitat un șef al CNA-ului sau DNA-ului din străinătate. Eu cred că în acest caz s-ar termina cu cumătrismul ăsta și cu diferite favorizări a cetățenilor, a demnitarilor publici. Da, domnule Teleman, restanțele guvernării. Restanțele guvernării sunt în primul rând în faptul că ei adoptă legi bune, par exemplu legea procuraturii și vor adopta și legea justiției și altele, dar nu se aplică. Iată aici e restanța că ei nu vor să aplice legile. De aceea rămân la ideea și o repet, dacă protestatarii, alegătorii, împreună cu Uniunea Europeană, împreună cu Statele Unite, împreună cu România, îi voi impune, vor crea așa o atmosferă încât ei să plece. Să plece sau să încerce să aplice, deși, vedeți cum, nu vor vrea ei să-și taie craca de sub picioare. Alte restanțe, enumerați câteva. Asta nu se aplică. Nu se vrea să se aplice legile respective. Alte restanțe.
Alte restanțe, mi se pare că chiar și, să zic așa, la nivel tehnic, deci mi se pare că acest domeniu nu este dotat cu utilajul respectiv ca să fie filați, ca să fie interceptați, ca cetățenii, de exemplu, să știe că s-ar putea trezi că el într-o zi noi avem restanțe fiindcă centrul CNA câteodată spunea că da, și noi am găsit oamenii, dar când merge până în judecată, deci persoana este achitată de către judecător, fiindcă judecătorul nu ia drept dovadă, spunem, niște interceptări. Ar trebui din nou deci la legislație și ar trebui din punct de vedere tehnic să fie dotate cu echipamentul respectiv ca fiecare demnitar de stat să se simte că el poate fi prins când atunci încearcă să facă acțiuni de corupție. Domnule Teleman, este corupția cea mai mare problemă, piedică pentru dezvoltarea Moldovei? Este. Pentru că cetățenii văzând că există corupție, simțind asupra sa corupția, el nu poate să se activeze normal, nu poate duce o viață sigură, zi de zi. Dar vreau să spun că lucrul ăsta s-ar mai micșora dacă s-ar produce și niște schimbări în cadre. Deci cadrele trebuie schimbate în procuratură, în justiție, în administrația publică centrală, raională, locală. Deci trebuie să se țină sub control. Un control foarte sever a acestor categorii, pentru că știind că este controlul, încetul cu încetul, eu vorbesc de structurile mai joase, locale și raionale, deci se vor mai gândi că pentru o mită de câteva mii de lei eu pot să stau la închisoare câțiva ani și când vor pune pe cântar ce avantaj, ce câștig va avea din câteva mii și din câțiva, cred că vor alege totuși să refuze la acest mită. Da, eu vă mulțumesc, iar acum aș vrea să o întreb și pe Cristina Țărnă, cât de integră a devenit justiția după majorarea salariilor judecătorilor și cum au fost afectate fondurile europene de corupție de la noi din țară? Nu cred că pot măsura integritatea judecătorilor. Noi putem să vedem dacă există sau nu cazuri de corupție și pentru noi mai important a fost limitarea imunității judecătorilor, pentru că a devenit posibil instrumentarea dosarelor de corupție în privința acestora și în instanță sunt, dacă eu nu greșesc, 12 cazuri în privința la 12 judecători. Sunt și mai multe cazuri care sunt investigate, înțelegând că noi nu putem să spunem că e un fenomen care a apărut acum. Era un fenomen dificil de investigat anterior din cauza imunităților. De asta nu putem să facem o comparație până la această majorare a salariilor sau după, fiindcă majorarea salariilor a intervenit în legătură cu creșterea rigorilor față de judecători, inclusiv în legătură cu anularea acestei imunități. Dacă e să mă uit peste sondaje de percepție și experiențe proprii realizate de Transparency International, atunci observ că după ce au fost majorate salariile judecătorilor, mita medie estimată pe diferite sectoare în cazul judecătorilor a crescut. Deci eu nu știu dacă a crescut sau nu frecvența sau numărul de judecători care se pretează, însă cu siguranță cei care se pretează la o remunerare ilicită în legătură cu examinarea în instanța de judecată a unui dosar penal, le-au crescut poftele, așa să spunem, atunci când vine vorba de mită. Poate lucrul ăsta să fie explicat și prin inflație, pentru că mită deseori se estimează în valută națională și posibil și asta să fie o explicație, rata inflației care este în creștere. Nu știu, însă cred că până nu vor fi foarte eficient aplicate măsurile disciplinare și de integritate în privința judecătorilor, mărirea salariilor de sine stătător, rezultate foarte mari nu o să ne dea. E o condiție absolut esențială ca să poți cere de la un funcționar mai multe, însă cu siguranță
nu este unica măsură prin care poți obține o eradicare a fenomenului corupției într-un anumit sector public. Vă mulțumesc, doamnă Țernă. La Comrat, autoritățile au găsit soluții de a lupta împotriva corupției. Despre ce este vorba, veți afla din următorul subiect realizat de colegii mei din Comrat. În ultima perioadă, fenomenul corupției este unul deseori abordat, în special în presă. Cum luptăm cu acesta? De unde să facem rost de atâtea surse financiare pentru a soluționa toate problemele dintr-o dată? Până chiar și un copil nu îl poți aranja la o grădiniță dacă nu oferi cui trebuie o anumită sumă de bani, susțin revoltate tinerele mămici. De ce apare necesitatea de a răsplăti funcționarii pentru soluționarea anumitor probleme? Există oare o soluție în această situație? Noi am decis să vedem cum stau lucrurile la acest capitol în cazul admiterii copiilor la grădinițele din Comrat. Problema остается это охват детей детским садом. Больше желающих детский сад, чем возможности принять. Сад перегружен дважды. Мы при норме по кодексу образования 15-20 детей в группе в нашем детском саду в группах по 40 детей. Doritor de a înscrie copiii în grădiniță sunt mai mulți decât locurile disponibile, susțin angajații instituțiilor preșcolare. Anume aici ia naștere dorința unor părinți de a soluționa această problemă cât mai curând posibil. Prin Comrat s-au răspândit zvonuri despre mite în grădinițele din oraș. Din acest motiv, autoritățile locale au întreprins anumite măsuri pentru a preveni astfel de situații. Țelul era единственное устранить корупцию, которая возможна. Да, в такого рода учреждениях, которые не должно быть, да и разговоров, собственно говоря, которые ходили по муниципию, по городу Комрад, о том, что дети принимаются только за деньги, мы должны были исключить, чтобы в дальнейшем такого не повторялось. Pentru a exclude acțiuni de acest fel, Primăria Municipiului Comrat, începând cu luna septembrie anului trecut, a introdus metoda de înscriere a copiilor în instituțiile preșcolare ale orașului în regim online pe site-ul orășenesc. Astfel, părinții își înscriu copiii pe lista de așteptare în instituția dorită și vor putea urmări de sine stătător mersul lucrurilor. Вот впереди на очередь, мы никого не знаем, кого нам направили, тех и берем. И никто не может, в принципе, принять по знакомству, еще почему-то. Четкая очередь, четко работает комиссия. И все это тем более в онлайн-режиме. Любая мама может зайти на сайт Примарии, посмотреть номер своей очереди, где они зарегистрированы. И я считаю, что эта программа очень достоверная, доступная всем жителям нашего города. Даже можно использовать не только городским жителям, можно и в селах это применить. În Găgăuzia se observă o tendință de creștere a natalității, ceea ce reprezintă un factor pozitiv pentru situația demografică din regiune. Din acest motiv, scopul acestei invenții în activitatea grădinițelor din municipiul Comrat este ordonarea listei de așteptare spre admiterea micuților la grădinițe, iar cel mai important este combaterea corupției în procesul de înscriere a copiilor în instituțiile preșcolare. Iată, ați văzut ce soluții au găsit cei de la Comrat pentru a lupta împotriva corupției. Cum vi se par aceste soluții? Deci factorul că totul trebuie să fie transparent, că totul trebuie să devină în regim online, omul poate să depună cereri și poate să vadă cum se rezolvă problema cetățeanului. Eu am salutat succesul guvernării noastre din începând cu 2009, care a produs un proiect e-guvernare prin care cetățeanul putea să în regim online să vadă cum se soluționează anumite probleme la care el s-a adresat. Cu regret sunt nevoit să constat că în ultimul timp se încearcă de a pune, să zic așa, un fel de baraj pentru, deci, ședințele guvernului, deci, după cum ați văzut, că nu mai pot fi vizionate în regim online, deci ceea ce se va hotărâ acolo ne vor fi prezentate de către șeful serviciu presii a guvernului. Deci asta nu este bine. Deci la Comrat, cu toate că pentru mine este destul de stranie problema că să zic, într-un stat de acesta, problema micuților, viitorii generații care este viitorul țării ăștia, noi nu suntem în stare să rezolvăm, că deci asta este un lucru nu chiar atât de costisitor și atât
de greu pentru țara noastră. Din aceste considerente, eu salut că acei de la Comrat încearcă să înlăture flagelul ăsta coruptiv prin transparență. Și aș dori și la nivel de țară să fie exact aceleași probleme. Domnule Teleman, dumneavoastră, cum vi se par soluțiile de la Comrat? Sunt binevenite, bineînțeles, dar eu văd în continuare, trecem dincolo de grădiniță, trecem la gimnaziu, liceu, chiar și facultate. Adică că pe lângă faptul că ar trebui în familie copilul să fie educat, să aibă o educație anticorupție, iar forma asta de educație ar trebui să fie foarte puternică în gimnaziu și licee. Prin diferite... De aici ar trebui să înceapă educația anticorupție? Ar trebui să fie continuitatea cei ce se începe în familie, în grădiniță și aici în gimnaziu și licee ar trebui să fie foarte... Modalități sunt diferite și discuții, poate să fie chiar invitați lucrători din procuratură, din poliție. Adică noi trebuie să creăm așa o atmosferă că a fi om corupt este ceva rușinos. Acum nu este rușinos cu părerea, dar trebuie să fie blamat. Omul care e corupt să fie blamat, să fie rușine. Adică noi să lucrăm prin educație pentru viitor. Pentru că ne gândim peste 10, peste 15, peste 20 de ani, poate când vom fi membri a Uniunii Europene, adică să pregătim generația pentru intrarea Uniunii Europeană, prin educație, părerea mea. Iar acum aș vrea să o întreb și pe doamna Țărnă. Dumneavoastră, credeți că în Moldova se dezvoltă o cultură anticorupție și, în opinia dumneavoastră, în câți ani Republica Moldova ar putea deveni măcar parțial liberă de corupție? În Moldova crește rata intoleranței față de corupție. Ori asta este premiza de bază pentru a crea o cultură anticorupție. Eu chiar aș numi o cultură de integritate mai degrabă decât o cultură anticorupției. Ceea ce este dificil pentru noi, ca să spunem că avem o cultură anticorupției, e insuficient să vedem, deci la moment, dacă nu greșesc, între 70-80% din cetățenii care răspund la sondaje spun că ei nu acceptă să dea mită și că se simt foarte frustrați, deranjați, se simt prost în momentul în care trebuie să dea mită. Atunci când va crește și rata celor care refuză categoric să dea mită, pe de o parte, pe de altă parte, atunci când va spori rata denunțurilor despre infracțiuni de corupție care le sunt cunoscute cetățenilor, atunci o să putem vorbi despre existența unei culturi anticorupție. Totuși există cetățenii cum se cade, dacă vreți, sau oamenii de bună credință consideră un lucru rușinos să vii să declari despre un act de corupție. Ei sunt deranjați, nu le place, vorbesc despre asta între prieteni, rude, însă nu încearcă să evite să creeze probleme altora. Și atunci se vorbește foarte mult în societate, însă cetățenii deocamdată sunt mai puțin pregătiți să ajute organele de drept pentru a dezvălui și a investiga, trage la răspundere funcționarii care se fac responsabili de acte de corupție despre care cunosc. Un exemplu relevant în acest sens, dacă vreți, este și pornind de la clasa politică. Noi avem mai mulți deputați care afirmă că ei cunosc cu siguranță că au avut loc acțiuni de corupere a colegilor lor sau în ministere. Noi avem, deci, spațiul public este foarte încărcat de declarații de acest gen, pe care, unu, dacă e să vorbim despre o cultură anticorupției, acești funcționari demnitari ar trebui în primul rând să le comunice la Procuratură sau la Centrul Național Anticorupție și să contribuie la documentarea lor, dacă într-adevăr cunosc. Doi, ele nu se fac în primul rând în spațiu public. Și totuși, dacă au fost făcute în spațiu public, CNA se autosesizează de fiecare dată. Îi citează pentru a putea demara o anchetă corespunzătoare pe aceste cazuri și deseori ne trezim cu
una din două. Fie acești demnitari politicieni refuză să se prezinte și consideră că CNA trebuie să investigheze fără contribuția lor nemijlocită, pe de o parte. Pe de altă parte, atunci când vin, de foarte multe ori omit să ofere nici detalii suplimentare și spun doar că a fost o declarație politică și nu a fost o declarație de substanță, că în realitate ei nu cunosc. Ce este doar o... Deci e o noțiune foarte vagă, declarație politică, dar oricum. Și eu cred că o cultură anticorupție o să existe atunci când atât cetățeanul de rând cât și guvernanții politicienii de nivel înalt o să aibă o altă atitudine. Această intoleranță, această disconfort pe care îl provoacă cunoașterea despre faptul că există un act de corupție să se manifeste printr-o colaborare activă cu organele de drept. Oamenii deseori se gândesc, bine, eu aș denunța, dar asta înseamnă trebuie să merg o dată de două ori la anchetator și la procuror, apoi trebuie să merg în instanța de judecată ca martor, o să pierd timpul. Deci în vest, acolo unde există această cultură anticorupției în realitate, nu are nimeni o problemă să meargă în instanță ori de câte ori este necesar, să se prezinte în fața procurorului, să comunice Agenției Anticorupție detaliile pe care le cunoaște fără niciun fel de rețineri. La noi aceste rețineri există și există o... Deci deocamdată prevalează starea de confort sau de comoditate. E mai bine nu mă complic și mai bine nu fac probleme la nimeni. Deci astea sunt problemele, dacă vreți, ca să creăm o cultură anticorupție în Republica Moldova. Vă mulțumesc, doamnă Țernă. Cum pot fi autoritățile mai puțin corupte, dar și cum poate fi scoasă corupția din Moldova și din moldoveni, au încercat să afle colegii mei de la Bas TV. Cum poate fi scoasă corupția din Republica Moldova? Din chispită, oligarhi și gata. Ca cum spunem bătrânii noștri, înainte să de unde se împuțește peștele de la cap, așa așa noi, guvernul nostru, de la guvern, trebuie să facă pentru toată lumea care toată lumea pisciotare, ei trebuie să gândească de oamenii pisciotare și de tineretul care este acum și de nepoții noștri că vin și n-au nimică. Să ofere salarii mai mari oamenilor pentru ca ei să poată trăi cu ele și astfel nu va fi corupție. Trebuie să schimbă tot conducerea și aici de sus și așa și ordine în țară. Сначала corupție надо ликвидировать в самом руководстве страны. Mai întâi corupția trebuie să fie combătută începând cu cei de la guvernare, pentru că ei dau exemplu altora, precum că la noi pe primul loc este nerespectarea legii. Chiar atunci când are loc judecata, câștigă doar persoanele interesate. Cum pot fi autoritățile mai puțin corupte? Salarii și mai mari, mă tin, că mă gândesc așa. Să furi mai puțin tăt, să gândească de lume. Să-i supravegheze mai atent ca ei să știe că dacă vor lua mită, atunci neapărat vor fi pedepsiți și să nu creadă că vor scăpa de pedeapsă. Cum pot? Trebuie de ridicată leafa de la conducere și până și de jos și corupția să dispară. Что надо делать? Во-первых, самому избирателю голосовать правильно. Ce trebuie de făcut? În primul rând, ca alegătorii să voteze corect pentru partidele sau reprezentanții politici. Apoi consilierii aleși trebuie să activeze doar în temeiul legii, dar nu astfel, că s-au adunat în interesul lor, iar dacă se întâmplă ceva la nivel local, atunci repede se duc la cei de la guvern ca să-i susțină. Ce se face în țara noastră pentru a avea o țară mai puțin coruptă? Nu se face nimic. Până când? A să vedem după lege și așa. A să leagă pe cineva, poate ceva și așa. Nimic nu văd să facă. Nimic. Că nu e ca cum sunt alte țări în Europa și să faci și Rusia și Europa. Că s-au gândit pentru popor. Da, și nu s-a făcut nimic. S-au gândit fiecare că să iei o cresă, că să aibă, că mai mare și mai plin cu bani. Mai bogat să fie, să cam mai mulți bani, ca să le iasă și atâta. Dacă cum au făcut altele țări europene pentru lume, ca să gândească și pentru copii, nu s-au gândit la noi țara noastră. Насколько мне известно, только проводятся всевозможные семинары. După cum eu știu, se organizează doar multe seminare, în care încearcă pe toți să-i convingă să nu ia mită. Mai mult nu se face nimic. Ce se face în timpul de azi, dar nu se face nimic. Locuri de lucru nu sunt și oamenii care trăiesc cum pot
сидят, это на шане верно я мажусь. У нас только говорильня на эту тему. Pe această temă doar se discută. Chiar și Uniunea Europeană îi susține, știind bine situația de la noi, că statul și guvernul nostru este corupt și nimic nu se întreprinde pentru a înlătura aceste ilegalități. Ce ar trebui să facă cetățeanul de rând ca să reducă impactul corupției? Deci eu aș fi de acord cu domnul care foarte bine a spus că să facă alegerea corectă când sunt alegerile. Să nu mai cadă niciodată pradă celor care îi vând lui cu diferite pomeni și materiale, cu diferite macaroane, orez, sare, și să se gândească când alege să aleagă niște persoane integre. Doi, mă gândesc din nou la tinerii să fie mai activ, să participe în activitatea politică a țării și să încerce ei să promoveze o nouă politică care va fi cu totul alta. Deci o politică îndreptată spre crearea unui stat modern, unui stat prosper. Fiindcă, ce am vrut să spun, de fapt, corupția este principalul flagel care pe noi ne împiedică să ne dezvoltăm. Noi avem niște oameni foarte muncitori, oameni blagini, oameni care, de fapt, suntem favoritori. Așa că, deci, mă gândesc, eu aș... Și doi, desigur, deci, ca să fie combătută corupția, nouă ne trebuie. Deci, cineva să ne dea răspuns. Deci, a trecut deja un an de zile și mai mult de când guvernanții ăștia au făcut publică situația cu dispariția miliardului. Deci ne trebuie rezolvarea problemei în acest caz în cel mai repede timp. Să nu se tărăgăneze, că altfel nouă ni se creează impresia că deci pe noi ne prostesc, noi ne creează o imagine, așa cum și președintele raionului, că totul se face. Deci exact așa se face și la nivel și de guvern, și la nivel și de parlament. Deci acolo ne pun macaroane pe urechi nouă că totul este bine. De fapt, nu este, da, așa. Domnule Teleman, ce ar trebui să facă cetățeanul de rând? Cetățenilor nu le place corupția? Să se implice. Să se implice foarte activ. Pentru că să nu așteptăm de sus să înceapă de la guvernare, numai de sus, ci trebuie și de jos. Deci trebuie de făcut în așa fel, încât să ardă pământul sub picioarele celui care într-un fel sau altul îl impune să dea mită. Deci el să nu dea mită. Și dacă i s-a propus într-un fel sau altul, i-a dat de înțeles, să divulge. Adică și cetățeanul de rând să se implice foarte activ. Și atunci dacă vor fi o luptă comună din toate părțile, atunci și ei vor ceda. Numai atunci. Dar dacă așteptăm să ne cadă lupta aceasta, rezultatele, o societate fără corupție, din cer, ea nu cade. În Europa și nu numai în Europa, în țările civilizate, au obținut, au devenit niște state, niște societăți, nu se poate spus ideal, dar totuși la alt nivel, datorită faptului că s-au implicat cetățenii de rând, alegătorii. De acord cu domnul Triboi că trebuie să fim foarte atenți la ceea ce alegem, dar și activitatea, zi de zi, când te lovești de cazuri de corupție, să se împotrivească, să lupte, să divulge cazuri. Deci atunci vom avea succes. Eu vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Lupta împotriva corupției depinde de fiecare dintre noi. Dacă ne dorim să trăim într-o țară cu adevărat democratică, trebuie să avem simțul corectitudinii. Eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem! Împreună la emisiunea Alternative, în fiecare săptămână la televiziunea ta. Alternative, idei bune pentru o viață prosperă.